Bună seara și bine v-am găsit! La această ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet vom aduce în atenție câteva aspecte legate de sărbătoarea Bunei Vestiri. Mircea Eliade spunea că timpul sărbătorii este un timp al discontinuității, al unei întoarceri la un moment primordial care are valoare veșnică. Timpul obișnuit, timpul cotidian, este unul linear. Sărbătoarea vine să puncteze cu veșnicia această linearitate. Istoricul sărbătorii se leagă de data de 25 martie. Aceasta a fost o dată variabilă, ținând cont de anumite zone ale creștinătății. Astfel, în Apus, în Spania, Milano sau în Galia, sărbătoarea era pe data de 18 decembrie. La armeni este pe data de 7 aprilie și în răsărit, cea mai veche sărbătoare fiind a Maicii Domnului, s-a stabilit data de 25 martie în legătură cu 25 decembrie, anume cu Crăciunul. În ritul mozarab și galican, data de 18 decembrie încă se mai susține. Temeiul scripturistic al acestei sărbători se află în Evanghelia de la Luca, în capitolul 1. Acolo se înfățișează dialogul care a avut loc între îngerul trimis de Dumnezeu pentru vestea cea bună și Maica Domnului. Numele acestei sărbători în slavă este Blagoveștenie, în greacă este Evangelismos. Se va vedea astfel că numele celor patru cărți ale Noului Testament, anume Evanghelie, de aici derivă, din faptul că Buna Vestire în greacă este Vestea cea bună. Prin urmare, acesta este un eveniment central cu care se începe vestea apropierii Împărăției lui Dumnezeu către oameni. Din dialogul cu Arhanghelul Gavril se pot desprinde mai multe aspecte care în viața noastră pot aduce un folos duhovnicesc. Astfel, primele cuvinte sunt: bucură-te, ceea ce ești plină de har. Aceste cuvinte adresate Maicii Domnului, spune Origen, marele scriitor alexandrin, scriitor bisericesc alexandrin, că nu se găsesc nicăieri în Biblie. Prin urmare, având în vedere autoritatea îngerului, acestea sunt întemeiate și, prin urmare, și cultul Maicii Domnului. Ce înseamnă a fi plin de har? A fi plin de har înseamnă a fi smerit, a fi adânc de smerenie, abis de smerenie, cum spunea Sfântul Isaac Sirul. Două virtuți au excelat în persoana Maicii Domnului, anume pururea fecioria și smerenia. Sfântul Silanu Atonitul spunea că este o regulă a vieții duhovnicești ca să nu lauzi pe nimeni. Pe nimeni să nu lauzi până la moarte, pentru că nu se știe dacă omul nu va fi confiscat prin aceste laude patimii mândriei, care a și dus la căderea adamică. Dar, pe cum vorbesc cei desăvârșiți, Arhanghelul Gavril nu s-a sfiit să-i spună Maicii Domnului că este plină de har. De ce anume? Pentru că fiind smerită, ea nu se înălța la aceste laude. Arhanghelul Gavril vorbea așa cum spunea Sfântul Siluan, precum cei desăvârșiți, adică tot ceea ce le dădea Dumnezeu. De aici derivă și faptul că acest cult al Maicii Domnului, această supracinstire a Maicii Domnului pe care o avem în Ortodoxie, este întemeiată și prin cuvântul Arhanghelului Gavril. A fi plină de har nu înseamnă a fi omniscientă, nu înseamnă a fi atot cunoscătoare. Și în cazul Maicii Domnului lucrul acesta s-a verificat. Ea însă și-a întrebat Arhanghelul ce fel de închinăciune este aceasta. Prin urmare, a fi plin de har nu exclude a nu cunoaște niște aspecte și niște taine ale vieții duhovnicești. Maica Domnului însă
tocmai prin smerenia ei, întreabă. Martin Heidegger spunea că întrebarea este o formă a smereniei, lucru care se verifică tocmai aici, prin acest dialog. Evident că nu este o întrebare care vine din îndoială, așa cum s-a întâmplat cu tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, cu Zaharia. Maica Domnului întreba pentru că este un lucru ce era mai presus de legile acestei lumi. Și Dumnezeu, într-adevăr, cel care a dat legile acestei lumi, are capacitatea de a le suspenda, fapt care s-a întâmplat o singură dată, anume în cazul nașterii Mântuitorului, în cazul întrupării, a zămislirii și a întrupării sale. Un alt aspect pe care Arhanghelul Gavril îi spune Maicii Domnului, după ce o liniștește să nu se teamă, este că Dumnezeu o va umbri. În felul acesta va naște. Maica Domnului întrebase anterior cum va fi mie aceasta, de vreme ce nu știu de bărbat. Se verifică iarăși că fecioria nu ține de o naivitate, de o necunoaștere a felului în care omul se perpetuează ca specie. Maica Domnului întreabă, știindu-se curată și sufletește și trupește. Și îngerul îi spune că Dumnezeu o va umbri, iar Sfântul care se va naște din ea este de fapt Mântuitorul lumii. Fecioria și smerenia Maicii Domnului nu sunt argumentele culminante pentru faptul că ea este plină de har și pentru această supracinstire a ei, ci în primul rând faptul că a purtat în pântece pe Dumnezeu. Pentru viața noastră duhovnicească s-ar deduce că nu ajunge smerenia, nu ajung virtuțile personale, cu toate că ele sunt făcute sub asistența și prin acordarea harului de către Dumnezeu, ci mai ales prin racordarea, să spunem așa, la sfintele taine ale bisericii prin care Hristos se împărtășește nouă. Legătura dintre mariologie și cristologie se vede chiar de aici, din momentul zămislirii Mântuitorului. Mai multe religii și mitologii susțin nașterea din fecioară. În mitologia egipteană, Isis este cea care va naște în feciorie pe Horus. Nașterea lui Horus va fi anunțată de către o stea, de către Sirius, așa cum într-un anumit fel s-a întâmplat și în cazul Mântuitorului, după cum ne arată Evanghelia de la Matei în cel de-al doilea capitol. În hinduism, Krishna este și el născut din fecioară, tatăl său este tâmplar, nașterea sa este anunțată tot de către stele și lui se închină păstorii. Prin urmare, există o regie foarte asemănătoare cu întâmplările autentice, întâmplările veridice din Noul Testament. În sfârșit, în mitraism, Mitra spune și promite celor care îi vor mânca trupul și îi vor bea sângele că le va acorda libertatea. Sfinții părinți vorbesc despre aceste analogii ca fiind, de fapt, un plagiat prin anticipare. O spun Iustin Martirul și Filozoful, Tertulian și Irineu de Lugdunum. Am putea să adăugăm că, de fapt, aceste analogii pot pregăti lumea pentru a accepta că se poate întâmpla, prin voia lui Dumnezeu, să se nască cineva din fecioară. O altă modalitate de a contracara aceste analogii care țin să relativizeze autenticitatea sau dumnezeirea evenimentului zămislirii ar fi acela că dacă Maica Domnului nu ar fi născut fecioară fiind, atunci nici Mântuitorul nu ar fi fost Dumnezeu. Care este această legătură? Anume, Dumnezeu se naște prin libertate. Inițiativa în întruparea sa este exclusivă a lui Dumnezeu. Prin urmare, el suspendă această lege a nașterii, căreia oamenii se supun pasiv. Și totuși,
nu atacă, nu anulează cu nimic voința umană. Astfel că momentul în care Maica Domnului își dă acceptul, îi spune îngerului, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, acela considerăm că este momentul zămislirii. Prin urmare, Dumnezeu continuă un dialog cu umanitatea, un dialog suspendat prin căderea în păcat. Așa cum la începutul lumii a spus Fiat Lux, să fie lumină, așa și acum Maica Domnului continuă acest proces creator al lui Dumnezeu, spunând, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. În cazul Maicii Domnului, nașterea aceasta fără de păcat se datorează tocmai faptului că ea decurge din implicarea Duhului Sfânt. Maica Domnului este persoana care a avut totuși păcatul strămoșesc, deși în teologia catolică, prin dogma Imaculatei Concepții, dată de Papa Pius al IX-lea în 1854, se susține tocmai că Maica Domnului s-a născut fără de păcat. Singurul om care s-a născut fără de păcat este Hristos. S-ar putea pune întrebarea, dacă Maica Domnului era fără de păcat, atunci care ar fi fost în cazul ei rostul venirii Mântuitorului? Dar Apostolul Pavel spune că toți am păcătuit în Adam, prin urmare și Maica Domnului, numai că ea nu avea păcatul personal, ci păcatul strămoșesc. Mântuitorul s-a născut fără de păcat, prin urmare jertfa sa pe cruce va fi o jertfă absolut curată, neîntinată de niciun fel de păcat. Dacă în Evanghelie și iată în Ortodoxie sărbătorim Buna Vestire, deci zămislirea Mântuitorului, atunci se deduce că, de fapt, avortul atentează la viața unei persoane deja constituite. Odată cu zămislirea, persoana, chiar dacă este virtuală, este totuși reală. Există în unele opinii ale medicilor o părere care reia nestorianismul din secolul al V-lea, combătut de către Sfântul Chiril al Alexandriei la sinodul al III-lea de la Efes în 431. Anume că omul devine om după 3 luni, după 6 luni, unii spun că după 9 luni, deci după naștere. Ori, prin faptul că noi sărbătorim zămislirea, se arată că, așa cum Hristos este ca om, Hristos încă de la zămislire și până la naștere, evident, și după aceea, așa și omul este persoană chiar din momentul zămislirii. În cazul protestanților, al unor secte, fără a generaliza, în cazul unor secte neoprotestante, se contraargumentează faptul că Maica Domnului ar fi pururea fecioară. Se spune că este o femeie oarecare, dar în cazul acesta există o polemică făcută chiar cu Arhanghelul Gavril. Ori dintre cei pământeni, foarte greu cineva a depășit puterea de cunoaștere și starea duhovnicească a îngerilor. Dacă Arhanghelul Gavril spune că este plină de har și este binecuvântată între femei, atunci orice contraargument la pururea fecioria Maicii Domnului și la caracterul excepțional al ființei ei va cădea. Cum, din care cuvinte ale Mântuitorului s-ar putea găsi un contraargument? La acelea în care el spune că dacă pomul este bun, atunci și roadele vor fi bune și dacă pomul este rău, atunci și roadele vor fi rele. Prin urmare, așa cum Maica Domnului este mai presus de heruvim și de serafim, așa și cel născut din ea este mai mult decât însăși Maica Domnului. La procesul acesta de care începe la Buna Vestire de mântuire a umanității, nu se poate spune cine are o contribuție mai mare. Iată că femeia este reabilitată după căderea ei în păcat și după căderea lui Adam, deci a protopărinților, pentru că, iată,
ea devine Maica lui Dumnezeu și Dumnezeu se întrupează ca bărbat. Despre modul în care are loc această zămislire, foarte profund vorbesc și frumos în același timp vorbesc cântările bisericești. Acolo se spune că aceasta a fost precum cuvântul care străbate aerul și intră în urechea omului, respectiv în mintea lui, fără să altereze în vreun fel constituția sa fizică. Dacă așa se întâmplă cu parabola sau cu verbul, în cazul cuvintelor, atunci cu atât mai mult în cazul logosului, care este sursa tuturor cuvintelor și a tuturor rațiunilor lumii. Nu se afectează constituția fizică a Maicii Domnului și în același timp există, să spunem, o transmisie mentală de la Duhul Sfânt care generează în trupul Maicii Domnului această prefacere minunată. În biologie se vorbește ca un echivalent, desigur, foarte îndepărtat de partenogeneză. Unele specii pot să se reproducă în lipsa masculului. În cazul unor insecte, și iată că așa anticipând sau într-o analogie foarte îndepărtată, există posibilitatea chiar în cazul omului să se întâmple o astfel de minune. În fapt, nașterea fiecărui om este o minune, se constituie ca o minune. Un poet francez, Pierre Emmanuel, vorbea foarte frumos despre aceasta, anume că taina nașterii este precedată de taina iubirii, iar taina aceasta iubirii este atât de bine ascunsă și atât de evidentă în copil. Dar un copil, tocmai pentru că nașterea lui este atât de frecventă, pare a fi câteodată un lucru obișnuit. Ori omul este un moment în care numenul sau ceea ce este veșnic punctează timpul nostru trecător. În artă, având în vedere programul iconografic al Bisericii de Răsărit, Maica Domnului este înfățișată în acest moment al binecuvântării de către Îngerul Gavril pe ușile împărătești, pe ușile împărătești ale altarului, acolo unde se simbolizează împărăția lui Dumnezeu. De ce aceasta? Pentru că prin acest eveniment se deschide împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este în proximitatea noastră, este în apropierea noastră și nu rămâne la un orizont într-o așteptare a unei umanități ultragiate de istorie și de toate catastrofele acesteia. În apus există un puternic cult al Mariologiei, cum am spus mai devreme, și lucrul acesta se vede mai ales în picturile unor artiști celebri de acolo, începând cu Leonardo da Vinci, Tizian, Caravaggio, Fra Filippo Lippi, Lorenzo Lotto, Fra Angelico, Botticelli, Sandro Botticelli și mulți alții. În literatura română există niște versuri foarte frumoase într-o poezie de numai 4 versuri, într-un catren, aparținând lui Lucian Blaga și intitulată Vestea cea bună. Filozofic și liric, poetul subliniază faptul că Dumnezeu este cu noi pretutindeni și aceasta se face, adăugăm noi, în baza zămislirii și a întrupării Mântuitorului. Printre lucruri când umblăm, pe aproape sau departe, cerul singur, cu tăria sa albastră, ne urmează în viață și în moarte. Da, zenitul e mereu deasupra noastră.